Banca de resurse genetice, vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale Buzău. Pe scurt, Banca de Gene de la Buzău. Singura unitate de cercetare din subordinea Ministerului Agriculturii este astăzi realitate mulțumită unuia dintre cei mai cunoscuți cercetători români, Costel Vânătoru. Directorul băncii de gene a pornit ca simplu muncitor, iar astăzi conduce o instituție cheie de care depinde salvarea, conservarea și promovarea semințelor românești. Eforturile cercetătorului Costel Vânătoru se bucură de susținerea Ministerului Agriculturii, iar recent, secretarul de stat, care are în coordonare și Banca de Gene, a făcut o vizită de lucru la Buzău. Violeta Mușat a dorit să afle la fața locului care sunt investițiile de care mai este nevoie pentru ca cercetătorii să își poată desfășura activitatea la cel mai înalt nivel. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Mă bucur să vă cunosc, este o onoare pentru mine să și pentru mine și suntem bucuroși că ne-ați găsit aici în pădure și eu fac un o glumă, spun că vânătorul este în pădure și aici trebuie, aici e locul lui de muncă, da. Aici așa a fost rânduiala să avem această instituție într-un mediu extraordinar de frumos, în această pădure rămășită din codrii Plăsiei și aici ne-am instalat noi pentru început și sigur vă invităm să vedeți ce am făcut până acum, ce ne-am propus să facem. Și sigur, avem nevoie de sprijinul, ajutorul, îndrumarea dumneavoastră, pentru că suntem, iată, suntem bucuroși că suntem direct sub ordinea Ministerului și asta ne dă speranțe că vom fi înțeleși mai ușor. Nu avem intermediari între noi și Ministerul. Singura instituție de cercetare din subordinea Ministerului. Singura instituție. Vorbim de o unitate strategică pentru România, unitate de cercetare, dar fiind singura unitate de cercetare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și are ca misiune principală salvarea, practic păstrarea tezaurului genetic vegetal românesc, resursele genetice vegetale românești, soiurile noastre, populațiile locale, tot ceea ce a semănat Dumnezeu peste țara aceasta și au șlefuit moșii și strămoșii noștri, unitățile de cercetare, aceste resurse trebuie salvate, trebuie păstrate. Și sigur, pe lângă faptul că trebuie să le păstrăm, trebuie să le și cunoaștem foarte bine. Să le cunoaștem genotipic, să le cunoaștem fenotipic, să cunoaștem caracterele, să știm totul despre aceste resurse, pentru ca să arătăm identitatea lor clară și precisă că sunt românești și prin ce se disting ele față de alte creații. Soiurile noastre au fost lăsate de izbeliște și s-au pierdut foarte multe creații. Am făcut o analiză recentă și am demonstrat că peste 3600 de soiuri s-au pierdut numai după 90 la plantele legumicole. Dar, sigur, sunt mult mai multe decât acestea pe care noi le-am identificat, pentru că am avut doar numai câteva cataloge oficiale ale Ministerului Agriculturii. Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău, prin activitatea pe care o desfășoară, contribuie în mod direct la menținerea biosecurității alimentare și a protecției mediului înconjurător. Acest tezaur genetic, pentru că așa trebuie să-l numim, este un tezaur genetic, se află în coordonarea directă a domnului director Costel Vânătoru, care este un om care și-a dedicat întreaga carieră cercetării științifice. Și când vorbim de faptul că și-a dedicat întreaga carieră acestei activități, vorbim de pasiune. Și atunci când vorbim de pasiune, vorbim și de dăruire. Și cele două elemente nu pot garanta decât succesul acestei activități. Nu doar cercetător, ci și slujitor al lui Dumnezeu, preot ortodox al Catedralei Arhiepiscopale Voievodale din Buzău, Costel Vânătoru este mereu bucuros să deschidă ușa cercetării pentru oaspeți. Ducând o luptă continuă pentru salvarea soiurilor românești, directorul băncii de gene de la Buzău a reușit să obțină de-a lungul anilor rezultate la care nimeni nu se aștepta. Iar un merit deosebit al lui Costel Vânătoru este că a reușit să formeze o echipă solidă și să atragă tineri în cercetare. Vă
vă spunem, bine ați venit în căsuța noastră nouă, așa cum am spus, e o căsuță renovată, în care am organizat centru administrativ. Aici avem, spunem noi, o parte din tezaurul uman al băncii, laboratorul vecinul, să mergem acolo, avem tezaurul vegetal, iar aici avem colegii noștri care iubesc acest proiect și, sigur, fac tot posibil să ajute la dezvoltarea acestui proiect. Să mergem. Aici, în dreapta, avem o mică sală de ședințe, iar în față, biroul colegii noastre, așa cum am spus, tezaurul uman, doamna doctor Matilda. Este o onoare să fiți invitați în musafirul nostru. Pentru mine este o onoare să vă cunosc, doamna cercetător, vă cunosc activitatea și știu că veniți din laboratorul central. Este o onoare și o cinste. Mulțumesc frumos! Da, ne ajută și dumnei are și calitatea de secretar științific al instituției noastre, deci coordonează activitatea de cercetare și, sigur, face ceea ce a făcut toată viața, în primul rând, analiza, controlul calității semințelor și laboratorul de alături, acolo își petrece timpul, acolo lucrează neîncetat. Și, sigur, are și... La carieră v-ați dedicat tot studiului. Da. Și are și misiunea de a forma tinerii cercetători, pentru că trebuie să lăsăm urmași de nădejde de aici. Înaintăm, aici avem un laborator, un birou unde sunt doi colegi, cel mai tânăr cercetător al nostru, Florin Burlan. Este o speranță pentru noi, este la doctorat, a trecut acum în anul 2 și, sigur, sperăm să-l formăm pentru că avem nevoie și de băieți aici. Și el s-a lipit de noi încă din timpul facultății, a fost alături de noi și iată acum noi l-am angajat și după doctorat sperăm să parcurgă toți pașii. Da. El este angajat, dar sperăm să parcurgem pașii în cercetare, pentru că în cercetare, așa cum știți, nu se promovează ușor. Și activitatea dumneavoastră atrageți și tinerii către partea aceasta. Da, avem, și cred că 6 doctorate în derulare aici, avem și 3 din interior, 3 din afară, tineri care montează experiențele de cercetare la noi, colaborează cu noi și, sigur, lucrările de doctorat se fac aici. Am avut de-a lungul timpului mulți astfel de tineri, din păcate, tineri valoroși au plecat din țară sau lucrează la companii străine. După ce i-am format, ne-am chinuit ca să îi atragem în cercetarea românească, dar, așa cum știți, cercetarea românească are nevoie de pasiuni, în primul rând, de oameni pasionați, dar ca să îi atragem, sigur, avem nevoie de ceva salarii mai mari, pentru că salariile sunt mici. În cercetare, așa cum știți, pe urmă, sigur, dotarea, noi ne-am străduit să dotăm cât am putut și, sigur, acestea ar trebui să fie atracție lor, pentru că să poată să lucreze la standarde înalte și, pe urmă, sigur, pe un salariu cât de cât bun. Gianina Negoșanu este un cercetător meticulos, foarte profund, atent și noi ne mândrim cu dânsa pentru profunzime, atenție și seriozitatea cu care își culege datele și le procesează. Aici avem colegii noștri, Camelia Bratu, și dumneai se pregătește și susține doctoratul și, așa cum am spus, sperăm să fie pentru noi un prim cum laude adus la Banca de Resurse și ne rugăm pentru asta, pentru că merită. A fost de la început, de când a terminat școala, s-a lipit colectivului nostru și, sigur, a parcurs toate etapele. A terminat facultatea, a făcut masterul, acum a încheiat și stagiul de doctorat în faza finală și, sigur, sperăm ca în scurt timp să coordoneze un laborator, pentru că asta ne propunem, pentru asta o pregătim, să coordoneze un laborator de biologie genetică moleculară. Și sperăm să ajungă acolo. Da. Da. Colegul nostru Cristian, el a bucur să vă cunosc. Și el este a terminat masterul, deci facultatea, masterul și sigur ne ajută foarte mult. Este trecut prin cercetare și a lucrat și la stațiune, acum și la noi și sigur
ne bazăm pe el. Aici, doamna ministru, avem, așa cum am spus, o parte din tezaurul nostru vegetal. Tot ceea ce vedeți aici sunt rafturi pline cu plicuri de semințe și sunt semințe unice. Sunt semințe care nu se găsesc în piață, sunt semințe care au fost păstrate cu mare aveți greutate. Aveți 3.000 de soiuri, da. Numai de tomate. De tomate. De tomate, da. Dar total sunt peste 20.000 de accesii. Deci tot ceea ce vedeți aici sunt mii și mii de pliculețe. Sigur, o parte necesită regenerate pentru că, sigur, semințele, în special de legume, nu se păstrează o perioadă lungă de timp și trebuie să le regenerăm. De aceea, noi avem un volum mare de muncă și noi lucrăm tot anul. O mână de oameni care nu lucrăm numai 8 ore. Lucrăm și în zi de sărbătoare și pentru că plantele acestea sunt vii și nu știu de weekend prelungit, de sărbătorile acestea, știu eu, legale. Deci ele trebuie să... Efectiv, da, sigur. Da. Da. Toate semințele, da, toate... este și pe termen scurt și pe termen, pe termen lung. Da, aici, da, de exemplu, da, avem, da, în sertarele acestea, avem peste 1.000 de soiuri numai de fasole. Și da, sunt soiuri unice, soiuri vechi, care erau cultivate în trecut de părinții, bunicii. Merge mai departe, moșii și strămoșii, nu știu tot ce e. Fiecare soi, da, are, sigur, o poveste. Are o poveste și chiar, da, putem să-i spunem, am putea scrie cărți cu poveștile acestor, da, soi, cum au ajuns în... cum au strămoșit de timp. Cum le-ați colectat, da, da, da. Activitatea noastră de cercetare aici este canalizată pe trei mari obiective. În primul rând, să... readucem în cultură soiurile vechi românești. Pe urmă, să obținem creații de vârf competitive cu cei care, iată, sunt în, oarecum în competiții cu noi, companiile străine. Și, sigur, al treilea obiectiv este acela de a aduce și specii noi. Vorbim de schimbările climatice, vorbim de această posibilitate de a aduce în România și specii noi. Deci putem să aducem în România și specii noi și am făcut asta. Momortica carantia, castravetele amar pentru diabet, da, spanacul de malabar, spanacul urcător, deci un spanac care poate fi cultivat în timpul verii. Noi în România cultivam spanacul toamna și primăvara, deci nu suporta, soarele noastre nu suportau temperaturi ridicate. Topinambur. Bur, sigur, da, anghinare. Anghinare, perila, fruteșens, deci specii... Ceapa aurie de Buzău. Un soi care s-a pierdut și pe care l-am adus de la Banca de Resurse Genetice a Statelor Unite ale Americii, de la Departamentul de Stat pentru Agricultură. A durat mult ca să recuperăm aceste semințe și am adus 50 de semințe și trist pentru noi, doamna ministru, că am primit 50 de semințe și am primit două documente. Un document că semințele sunt libere de boli și dăunători și cel doilea document că avem dreptul să utilizăm cele 50 de semințe de ceapă aurie de Buzău. Vedeți, o instituție, dacă în România avea o bancă specializată de conservare a resurselor, nu eram în situația aceasta să aducem iată resursele noastre în afară. Și sigur, sunt foarte multe pe care nu mai putem să le aducem pentru că ele au fost redenumite, au intrat în patrimoniul lor și trebuie să accelerăm cât putem de repede să salvăm ceea ce noi avem aici și ceea ce putem să mai aducem. Tot așa am mai adus în afară două soiuri de pătrăgie revinite. Este vorba de soiul bucureștene și danubiana. De gene de la Buzău nu este doar un loc în care se păstrează semințele românești, ci și un loc în care se ameliorează și se cultivă cele mai importante varietăți de legume autohtone. O sămânță care intră în unitatea noastră nu o aducem aici, pentru că există un risc foarte mare. Sămânța
poate să aducă bucurie, dar poate să aducă și necazuri. Poate să aducă bucurie pentru că poate să aducă o producție bună de calitate și sigur chiar și foloase materiale, deci beneficii materiale. Dar poate să fie infestată cu boli, cu dăunător și putem aduce nenorocirea. Poate chiar, suferi și mutație. Sigur că da. Și atunci trebuie să fim atenți că ceea ce aducem și aici mai să fie controlat. Și mai depinde de factorii mutageni. Da, sigur. Poluare. Da, și prima grijă pe care noi o avem este ca să ne asigurăm că sămânța care a venit la noi este sănătoasă. După aceea să o cunoaștem genotipic și fenotipic, adică toate aceste caractere ale soiului respectiv. Avem fișe pentru fiecare și, sigur, introducem în fișa și în baza de date caracterele fenotipice și, pe urmă, după aceea, mergem la laborator și încercăm acum să punem pe picioare și laboratorul de biologie genetică moleculară ca să putem să facem și amprentarea genetică. Și, sigur, pe urmă, și alte elemente de tehnologie, tot ce ține ca de cunoașterea acestei plante, ca noi să putem, atunci când o oferim, când o brevetăm și o oferim fermierului, să aibă toate datele despre toate caracteristicile. Da, tot când sunt semene, care sunt distanțele optime. Deci avem un volum mare de muncă. Nu vrem să creăm aici un muzeu al semințelor, pentru că, sigur, așa ceva cred că mai avem. Noi vrem să avem o instituție vie care să conserve, care să valorifice aceste zauri și, sigur, să îi asigure în primul rând identitatea, să arătăm că acest tezaur este românesc și că ne aparține nouă. Locul în care găsești semințe de roșii cu gust cel mai iute arde din lume sau salată și plante aromatice inedite, Banca de Gene de la Buzău reprezintă una dintre cele mai bune investiții făcute de statul român. Munca de cercetare de aici nu încetează niciodată, nici chiar pe perioada iernii, când selecția, stocarea și inventarierea semințelor este activitatea cheie a institutului. Fiecare sămânță este radiografiată, numărată, cântărită și așezată în pliculeț. Și știm toți parametrii seminței, greutatea, numărul și în cazul în care avem un coșterin, ne anunțăm. E o mașină pe care ne-am dorit-o foarte mult și, sigur, ne ajută în munca noastră de cercetare, pentru că numai ca să numeri semințele, acele care sunt foarte mici, ar trebui să-ți ia și asta automat o face rapid. Sunt semințe foarte mici, aproape că nu le vezi cu ochiul liber. Ia faci asta, cântărești. Ca să cântărești o sămânță, asta foarte mică, trebuie să o folosești o balanță cu 5 decimale. Și trebuie, ea o face electronic, automat. Da, a fost tare bucuros când am reușit să o cumpărăm și, sigur, să o și folosim. Aici am primit aparatura nouă de câteva zile, urmează să o așezăm. Aici avem un PCR, ceea ce noi ne-am dorit foarte mult și, sigur, gaz chromatograf și liniile aferente acestor aparate. Urmează să mai vină mâine și câteva congelatoare și, sigur, și alte aparate pe care noi le-am avut prinse în buget și le-am achiziționat. Se va configura în acest laborator, vor fi așezate în flux de lucru și, sigur, le punem în funcție, deci vrem să le folosim. Ceea ce m-a cucerit astăzi este această bancă de resurse genetice vegetale în totalitate. Oamenii care lucrează aici, pasiunea lor pentru această activitate, toate soiurile pe care dumneavoastră le-ați văzut astăzi aici, înseamnă muncă. Înseamnă muncă, înseamnă activitatea lor de zi cu zi, înseamnă o activitate continuă, care nu se oprește niciodată. Pasiunea lor este până la capăt. Iar domnul vânătorul este un profesionist. Este un perfecționist. Vrea ca totul să fie așa cum trebuie să fie. Și vrea să-și aducă această contribuție majoră la dezvoltarea, la, de fapt, la promovarea produselor autohtone românești.